grădinița de la sat nu este inferioară celei de la oraș, grație proiectului Parteneriat Global pentru Educație, implementat în Republică în ultimul timp. Atât infrastructura instituțiilor, cât și pregătirea specialiștilor din localitățile rurale au fost ajustate la standardele internaționale. Educația preșcolară a fost centrată în exclusivitate pe copil. Mitul precum că grădinița de la sat este inferioară celei din oraș este spulberat. Prin intermediul proiectului Parteneriat Global pentru Educație, finanțată de către Banca Mondială și UNICEF, Ministerul Educației insistă pe o educație timpurie de calitate. Scopul urmărit este oferirea de beneficii tuturor. Un exemplu elocvent este și localitatea Ratuș, raionul Telenești. După mai bine de două decenii de lipsă a unei instituții preșcolare, la începutul anului 2014, aici a fost deschisă o grădiniță pentru 40 de copii. Aflându-mă la putere în anul 2011, ne-am pus un scop bine determinat ca să construiesc o grădiniță de copii în satul Ratuș, deoarece ea lipsea timp de peste 20 de ani. Cu suportul nostru, cu ajutorul agenților economici din teritoriu și alte surse, noi am valorificat 1.300.000. Și deoarece în decembrie 2020 nu mai era de unde, am apelat la Ministerul Educației, unde am fost incluși în proiectul Parteneriat Global pentru Educația Copiilor. Și iată că ne-au alocat 500.000 pentru terminarea construcției, ceea ce era nevoie. Și mai departe am mai primit încă de la acest proiect încă un teren de joc, material didactic, mobilier și alte necesare. În opinia Liei Sclifos, coordonatorul proiectului Parteneriat Global pentru Educație, numai oferindu-le un mediu corespunzător, copiii cresc și se dezvoltă armonios. Ei învață lucruri noi prin joc și alte activități interesante. În acest scop, instituțiile preșcolare au fost asigurate cu diverse materiale didactice și jucării. Ne-a plăcut din cartea asta povestea cu cei purceruși. Că cel mare a făcut o casă din gheatră, dar ar cel mitel din paie, dar cel mijlociu din lemne. Părinții s-au convins că la grădinițe copiilor li se oferă tot ce este mai bun pentru educație și dezvoltare și, drept urmare, picii se implică activ în acest proces. Întrucât familia este cea care trebuie să îndeplinească aproape toate nevoile de creștere și dezvoltare, atât fiziologice cât și psihologice, grădinița și-a asumat rolul de principal partener educativ. În curicumul pentru învățământul preșcolar se pune accentul pe parteneriatul cu părinții, subliniind implicarea familiei nu doar prin sponsorizări, ci mai ales prin luarea deciziilor legate de educația copiilor. În acest context, părinții sunt încurajați să participe la activitățile grădiniței. Eu chiar sunt foarte impresionat. Copilul meu, de când frecventează grădinița, mă uimește de fiecare zi când vine de la grădiniță. Îmi povestește mami, acolo așa e, doamna educătoare vorbește frumos. Este foarte mulțumită și ea și vrea să frecventeze în toată dimineața. De exemplu, înainte când prima dată am început să o aducem la grădiniță, nu prea vroia, pentru că era de prins cu mama. Dar acum, dimineața ne trezim, mămică, ceaiul, cafeaua, laptele sau ceva acolo și am plecat la grădiniță, la copii. E foarte bine aici. Specialiștii afirmă că educația timpurie reprezintă elementul cheie în dezvoltarea ulterioară a copiilor. Ei mai susțin că jocul reprezintă cea mai importantă și eficientă modalitate de învățare pentru copii. Prin joc, preșcolarii învață cum să interacționeze cu ceilalți, să exploreze mediul și să-și găsească soluții la situațiile problemă. La fel, îi ajută pe copii să-și exprime emoțiile, să obțină cunoștințe și abilități care le vor fi necesare pentru adaptarea la cerințele școlii. Odată cu introducerea noilor standarde, ne-a permis ca educația să fie centrată pe copil, fiindcă, datorită acestei educații, copiii sunt mai liberi, mai degajați. Ei știu că au condiții, că ei pot, că ei trebuie să facă, că ei sunt necesari în această grupă, la locul lor de unde se află ei.
Pedagogii susțin că generația în creștere are nevoie nu numai de sprijin și îndrumare, ci și de libertate și inițiativă personală. Pentru realizarea acestor obiective, educatorul trebuie să înțeleagă, să accepte și să încurajeze modalitățile specifice prin care copilul percepe noile cunoștințe prin imitare, încercare, eroare și experimentare. Am studiat standardele pentru dezvoltarea copiilor, dezvoltarea sănătății și igienică, dezvoltarea emoțională și cognitivă, dezvoltarea pentru ecologie și au o mare importanță, fiindcă copiii noștri trebuie să crească sănătoși, trebuie să crească culți, trebuie să crească buni profesioniști, oameni. În primul rând, părinții au fost mulțumiți și au o atracție pentru această grădiniță. Ei vor toți părinții să aduc copiii la grădiniță. Neavând atâtea locuri, avem probleme. Însă părinții toți sunt cointeresați ca să vină copilul la grădiniță, să învețe ceva, să se ocupe, să se joace, să activeze, să fie implicați în ceva. La Ratuș, educatorii beneficiază de condiții pentru creștere profesională la locul de muncă. Ca răsplată, ei obțin satisfacție profesională și câștigă respectul părinților. De altfel, pentru a spori profesionalismul pedagogilor, în centrele de mentorat au fost desfășurate instruiri. Mentorii au avut grijă ca fiecare educator din Moldova să acumuleze cunoștințe reale și pe înțelesul copiilor, astfel încât picii să perceapă mai ușor realitatea. Utilizarea standardelor pentru copil și educator deja dă roade. La amenajarea acestei grupe am ținut cont de particularitățile de vârstă a copiilor, am ținut cont de plănuirea care am făcut-o, care a fost din curicum, din standardele educației. De exemplu, vine fetița într-o zi acasă și îmi spune, când eu nici nu i-am vorbit despre asta, îmi spune, mami, eu știu în ce țară noi trăim, în țara Moldova. Știu că drapelul Moldovei are 3 culori, care este galben, roșu și albastru. Sunt foarte mulțumit. Grădinița din satul Ratuș nu este singura care a fost deschisă grație proiectului sus menționat. În luna martie anul trecut a fost inaugurată o instituție preșcolară din satul Pietrosu, raionul Fălești. Și locuitorii satului Meren din raionul Anenii Noi au beneficiat de suport din partea Băncii Mondiale și UNICEF. În luna mai și aici a fost deschisă o instituție preșcolară. Se simt deja anumite schimbări în practicile lor de lucru. Prima și cea mai vizibilă a fost schimbarea privind reorganizarea mediului educațional. Deci educatorii au pornit de la premiza că copilul, pentru a-și satisface nevoile, trebuie să găsească resurse suficiente în sala de grupă. Și evident, acestea sunt centrele de activitate cu materiale dotate, respectiv destinații fiecărui centru. Se simte deja faptul că copiii cunosc locurile de aflare anumitor materiale, anumitor jucării, anumitor atribute necesare pentru jocul liber ales sau pentru alte tipuri de activități, au acces liber și nu mai așteaptă indicațiile educatorului și atunci când au nevoie știu de unde să le ia. O altă schimbare, să zicem, care a intervenit deja în abordarea copiilor de către educatori este faptul că educatorul înțelege că copilul are nevoie de a comunica, nevoie de a relaționa cu semenii, astfel s-au schimbat și modalitățile, sau zicem noi, formele de organizare a activității. Educatorii mai mult organizează activități în care copiii colaborează, cooperează în grupuri mici sau în perechi și împărtășesc experiențele. Educatorii încearcă să nu mai dețină controlul total asupra tot ce face copilul, pentru că de fapt conștientizează că copilul are nevoi continui, permanent să și le satisfacă și educatorul nu are posibilitatea să fie prezent oriunde și oricând alături de toți copiii. Impactul se mai revede, se mai resimte și în metodele pe care le utilizează și, de fapt, educatorii au înțeles beneficiul metodelor interactive
versus metodelor tradiționale de predare, în care el era tot știutorul și venea cu informația de gata pentru copii. Și acum, când copilul descoperă de fapt bicicleta sau universul, minim pentru un adult, de fapt educatorii înțeleg că așa este un proces normal de învățare, unde copilul zi de zi, prin experiențele pe care le trăiește, învață. Și nu este neapărat necesar să construiești un context special, pentru că orice situație din viața copilului este o situație benefică pentru a-l ajuta să descopere, să învețe ceea ce îl frapează și îl face la moment să fie curios și interesat. Proiectul DAT prevede și incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Educatorii spun că acești preșcolari sunt ajutați nu numai de pedagogi, dar și de ceilalți copii. Educația este realizată în comun. Grădinița de la Ratuș, spre exemplu, este frecventată de 3 copii cu CES. 2 gemene au probleme cu aparatul auditiv. Deficiența lor a fost depistată în timpul unui examen medical, efectuat chiar la grădiniță. Un alt copil nu poate să vorbească fluent din cauza consecințelor unei malformații cardiocongenitale. Ce te joci tu la grădiniță și ce-ți place? Că mă joc, nu mă cu jucării. Am un om. Ce jucării îți plac? Până acum copiii aceștia au fost izolați undeva, acum sunt implementați în grupurile de la grădiniță și are o mare importanță, fiindcă devin mai sociabili. Ei simt protejarea noastră, simt protejarea societății și ne stăruim ca ei să fie ca toți copiii, să le asigurăm acele condiții și acele necesități de care au nevoie ca să se dezvolte și ei în rând cu ceilalți copii. O altă schimbare ar mai fi în ceea ce privește felul educatorilor de a se pregăti pentru activitatea de zi cu zi. Au conștientizat faptul că nu mai poți veni în fața copilului azi cu practicile și abordările și cunoștințele, de fapt, zilei de ieri. De asta sunt interesați să fie în permanentă căutare, caută surse noi de informare, caută mijloace noi de a aduce mesajele în fața copiilor și astfel conștientizează că formarea continuă, de fapt, este elementul cheie. Și mentorul, de fapt, a fost și este acea persoană care îl ajută pe educator să-și conștientizeze nevoile proprii. Ministerul Sănătății salută implementarea proiectului Parteneriat Global pentru Educație. Doctorii sunt convinși că renovările și dotările creează un confort psihic pentru preșcolari, în special pentru copiii cu CES, care au mare nevoie de accesul la învățământul preșcolar. Ultimele reforme care se implementează în Republica Moldova la capitolul asistenței medicale copiilor și în special în dezvoltarea copiilor, considerăm că sunt benefice. În primul rând, se implementează acele standarde de supraveghere, de îngrijire, de educație a copiilor care sunt acceptate de mulți ani în Uniunea Europeană. Considerăm că instituțiile medicale preșcolare sunt extrem de necesare Republicii Moldova. Aceasta ne permite să educăm generația tânără, să educăm copiii în vârsta cea mai vulnerabilă, copiii de vârstă fragedă. În primul rând, nu numai o educație de comportament, dar o educație de socializare, de bun comportament, de alimentație corectă, de educație fizică corectă și implementarea acelor tradiții de un mod sănătos de viață, care va fi implementat anume în vârsta fragedă, va permite să avem o societate sănătoasă în viitor. Specialiștii în domeniu susțin că în rezultatul reformelor comunitatea a câștigat grădinițe reparate și dotate, precum și educatori competenți. Copiii urmează, și asta se simte deja, să devină liberi. Liberi în exprimare, liberi în alegeri, liberi în a-și expune dorințele, nevoile, opiniile. Se observă dezvoltarea copilului în aspect de a putea comunica altfel, nu la insistența sau la indicația adultului, dar atunci când simte nevoia să poată să-și expună tot ce dorește el. Respectiv, se resimte și momentul când copilul pleacă acasă și
este motivat să caute, să afle, să-și motiveze părinții să se implice în activitatea asta, pentru că a doua sau a treia sau ulterior să vină la grădiniță cu informații noi, cu mesaje noi, cu curiozități pentru colegii săi, pentru că astfel învață unii de la alții, astfel înțelege cât este de important să fii un copil deștept, ori un copil care caută, neapărat va găsi, va cunoaște și respectiv va fi vedetă. Vedetă astăzi în grupă, vedetă în comunitate, în societate, un copil deștept și un copil atotștiutor. Educatorii au primit materiale didactice și s-a început programul acesta de mentorat, care este un lucru foarte inovator în Moldova, dar nu numai în Moldova, în regiune. Această manieră de a face pregătire pentru cadrele didactice în mediul grădiniței este ceva foarte nou și sperăm noi să aibă un efect deosebit pentru activitatea educatorilor și pentru felul cum lucrează. În final vom avea cetățeni activi, implicați și în alte inițiative ce contribuie la dezvoltarea comunității.